Am venit la o solicitare comună împreună cu domnul ministru de interne, domnul Pavel Voicu, ca să inspectăm situația care este în teren nemijlocit legată de incendiu și eventuale consecințe locale care pot fi în acest sens. Este acea acțiune în care ne-am coagulat eforturile împreună, am solicitat tuturor responsabililor de la regie, autosalubritate, direcția transport, cei de la apă canal, responsabili de la direcția comunală locativă și pe partea Ministerului de Interne, Inspectoratul General de Situații de Urgență, și alți responsabili să fie la fața locului ca să vedem ce putem îmbunătăți în aceste circumstanțe. Am luat unele decizii de comun, urmează să avem și un raport de evaluare a situației. Am convenit cu domnul ministru că vom face o solicitare în această privință referitor la o anchetă de serviciu care să vizeze în primul rând regiile municipale, dacă au intervenit prompt, au fost suficient de antrenate în acest proces. Eventual să fie stabiliți cei care se fac de vină, dacă sunt din aștia și dacă au fost toate acțiunile luate pentru a contracara fenomenul cât se poate de rapid, dar și nemijlocit responsabil din partea Ministerului de Interne, cei de la situații excepționale sau situații de urgență, cum zicem corect. Urmează să constatăm, acum ne coagulăm eforturile, tot ce este necesar suplimentar vom transmite. Este și a doua parte a problemei, dar o vom gestiona separat, vom vorbi despre ea mai târziu un pic. Noi știm că a localiza un incendiu pe un poligon de deșeuri este mult mai complicat decât a localiza oriunde în altă parte. Necesită eforturi atât pe partea de pompieri, cât și pe partea de acoperire cu pământ sau straturi necesare pentru a nu permite oxigenului să pătrundă în aceste straturi, care fac mult mai dificil activitatea tuturor instituțiilor implicate. Avem situații nu departe în regiune, avem situații în țară, știm cum asta se întâmplă, iar pe poligonul de la Țințăreni, care este unul foarte mare, și unicul adaptat pentru astfel de lucrări, mă refer la deșeuri care pot fi stocate, este foarte complicat. Bazinul noastră, cunoașteți, este pe jumătate astăzi plin și constituie 40 de milioane de metri cubi. Între timp, angajamentele pe care le avem față de cei cu care avem aceste contracte, Comuna Țințăreni, alții participanți în proces, stații de tratare ale vigatului, digul de protecție pentru... Deci acțiunile pe care ni le-am asumat ca și municipalitate, încercăm să fim în termen cu toate acțiunile care sunt necesare. Avem și activități pe care le desfășurăm în comună. Vom mai aborda subiectul și la nivel de autoritate publică centrală, să vedem ce alte soluții putem să oferim ca să fim cât se poate de eficiență în această privință. Pe poligonul de acumulare a deșeului de la Țințăreni a izbucnit un incendiu. La ziua de marți a fost informat prin intermediul 112 colegii mei de la Inspectoratul General al Situației de Urgență, care au ieșit la localizarea focului. A fost localizat focul extern, însă, cum a spus și domnul primar, este foarte dificil să stopezi și fumegarea acestui incendiu și este necesar nu numai de stropit cu apă și este nevoie și un strat de pământ de instalat. Pentru noi, la moment, este prioritar să stopăm incendiul de mai departe, să creăm toate condițiile normale pentru ca aceste deșeuri să nu aducă pagube, iar ce ține de responsabilitatea fiecărui în parte, ce ține de la municipalitate sau din cadrul Inspectoratului General, situații de urgență care poate urma să, și trebuia să intervină mai prompt, o să inițiem o anchetă de serviciu, dar totodată vom stabili și care au fost motivele, cauzele incendiului.